Stai să ne uităm. Mirosea pe ăla mai greu, nu? Chiar să mă. Nu le arăta băieților? Mamă! Hai, mă, că e simplu. Ce acolo, intersecția? Semnați protecția mult. Ubicu trebuie să fac. Ubicu e cuvântul care i-a căzut. Ia să vedem. Mai vrei vreo culoare? Start! Start cronometru, 30 de secunde. S-a întărit plastilina. Elena. Ce ai făcut plastilina, Elena? Bogdan, Bogdan. E tare, mă. S-a întărit. E tare, nu? S-a întărit plastilina. Așa se întâmplă. Se mai întărește și plastilina. Hai. Bă. Nu te uita acolo că îți distrage atenția. Cred că e mai bine. Hai că mai e 8 secunde. Mamă. Mai e 8 secunde. Bă, înghețat. Nu! Microfon! Bravo! Microfon, stop! Mamă, o secundă dacă... S-a cadrat, nu? Da. Mamă, e ultimea. Și ultimul cuvânt este pentru... Atim. Deci eu mi-au palmierul acasă. Ia uite ce țin. Îmi te dă un vâi la el. E ce trebuie. Bun. Zi, Lenuța. Da, zi, Achim. Ce ai de făcut? Intersecția de la Romana. Palmierul. Intersecția de la Romana. E simplu. Gata, ok, ești pregătit? Cel mai. 3, 2, 1, start cronometru! Dar vezi că toate sunt lunguețe, așa, dar... Da, toată lumea începe așa. Ia uite că fură de la ceilalți, fură de la tine. Verde, conce... Dar stai că poate nu contează culoarea. Trandafir, culoare. Trandafir. Da. Păi am zis. Ok, Achim, așa oferi cu trandafir? Așa oferi cu trandafir? Nu, la reducere. Un trandafir crește la firida mea. Clar. La ferida. S-a plioștit. Ce să-ți mai dau? Elena, șoptește-mi un cuvânt pe care să-l modelez așa, în afara concursului. Sunt buni, ăștia trei sunt buni. Ce? Am auzit. Păi ai mai spate. Trebuie. Cum, mă, pisic? Bă. Mai zi-mi un cuvânt. Da, mă, și ce mai faceți, băieți? Cum... Ok, perfect. Așa. Deci, tot trebuie, nu, fără limită, nu? Bagă-ți mâinile aici, ce faci? Ce mâini? Hai. Ce am făcut? Mai încet. Stai așa. Trebuie să ghiciți. Urs. Polar. Urs polar. Zmigă. Cățel. Așa? Pitbull. Ce? Nu e pitbull, Bișon. Olaf, e Olaf. E câinele meu de acasă. Stați să vedeți dacă nu seamănă că mi-am făcut poză cu el. Că v-am dus. Ai și Bișon? Are, da. Iar mami. Ce mai întâi? Stai, lasă-l. Uite, mi-am făcut poză cu el înainte. Zi-mă, nu seamănă cu Olaf? Stai să-l facem. Ba da. Hai să-i punem. Da, dar e perfect. Nu, pe bun. Dacă ăsta e Olaf? Da. Ce fred. Și ochii la fel, da. Și ochii. Ce trebuie. Și ăsta e Olaf. Nu seamănă? Pune-și-a de loc. Păi dacă ai scos ochiul. Chiar așa. Maxim și Achim, aplauze, vă rugăm frumos. Foarte buni pe jocuri de astea de... Le avem, nu? De grădiniță. Dacă era cu desenatul, Elena, joacă-te tu cu plastelina, modelează-mi ceva frumos. Modelează-mi viitorul, de exemplu. Și nou. Ai putea să faci asta? Da. Uite, are culoarea roz. Poate să-ți facă. E bine. Super. Cât mai vorbim noi cu băieții, veniți pe partea asta așa, să ne replim. Ceasul cu voi împreună? Uite, o piesă nouă. Piesă, da. Piesa e compusă de Achim, de data asta. Ideal, e vinovat. Alături de Vitan, de Meriem. Achim e genul de șoarece de bibliotecă, adică om de studio. Da, șoarece de birou. Foarte rar birou. Iese de acolo din cușca, din cușca lui. Da, uite că pentru noi... Și a ieșit cu băieții. Să iasă. Suntem foarte bucuroși. E ceva total diferit față de ce am făcut noi până acum. E cu totul altceva. Și interesant că e și prima piesă în engleză pe care o lăsăm. Și e și în engleză, e da. E în engleză. Da, am ținut neapărat prima să fie în engleză. Că... Am zis că ar fi cazul. După 4 ani jumate deja era un pic moment. Maxim, cum se zice, goes internationally. Yeah. I hope. Nu? Bun, Maxim și Achim, ascultăm cântecul, vă mulțumim tare mult. Mulțumim și pentru treaba asta. Elena, lasă-le o amintire băieților din plastilina ceva. Îi dau microfon. Ah, perfect. Perfect. Ok. Dacă plecăm cu asta acasă, mi-e mai vrei să-i lași numărul de telefon. Având în vedere că Bogdan... E luat? Cred, nu? Da, e luat. E. Cine a mai rămas disponibil? Achim. Și o să-l luat, deci Achim. Achim este aici, Achim.